Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la episodul 2 din podcastul făcut aici la Magic 5 cu ajutorul lui Earth Production, în care noi încercăm să promovăm chestii pe care alții nu vor să le promoveze și care se numește inteligența art digitală. De unde inteligență? Păi super simplu. Formatul emisiunii podcastului este unul atât de simplu și atât de banal, încât n-are cum să vă placă, și anume a rugat un AI, pentru cine nu știe ce la AI, să caute pe orice motor de căutare găsește la îndemână, să formuleze 10 întrebări pentru minunata mea invitată din episodul de azi, care se numește Loredana Marin. Bine te-am găsit, bine ai venit, hai să facem emisiune. Dar nu e ăsta episodul 1? Nu, e 2. Păi de ce n-am venit la 1? Că aveai treabă, erai la coafor, ca de obicei. O să întreb eu, ca să nu se mai întrebe restul, da? Întreb? Am o întrebare care nu are legătură cu inteligența artificială. Nu intrăm în detalii, dar lumea vrea să știe de ce nu ți-ai păstrat numele de acum un an de zile. Pentru că pot crea orice nume oricând. Eu sunt Loredana și Loredana face tot ce e în spatele unui brand personal. Sunt două Loredana pe lumea asta, să știi. Știi, nu? Loredana Marin și Loredana Groza. Doamna Loredana, te pupă, fratele tău de pe Ploiești. Ne știm. Dacă o cunoști personal, vreau și o filtrele alea bune. Nu, nu are filtre. E nemachiată, neoperată. Viața, în viață e fantastic când totul e din plastic. De la Herbalife. Cineva să o recicleze, vă rugăm frumos. Dar apropo, știi că nu cred că se poate recicla, doamna Loredana. Adică... știi Bancul Coltenii? Sunt niște organizații care se ocupă de asta. Nu, dar serios, știi Bancul Coltenii? Eu-s din Ardeal. Și în Ardeal... Eu nu. Este un banc oltenic. Că știi de ce se îngroapă oltenii cu lămâie în cap? Ca să nu îi se facă greață pământului. No, acum întrebarea este cum o să îngroape pe doamna Loredana. În picioare. Loredana, dragă Loredana. Deci dacă o să vadă fiul meu, o să zică cum ai zis tati, dragă Loredana, și ea nu e mami. Păi stai parcat, Mircea, că spune e ok. Spune că sunt și o mami cuiva. Dragă Loredana, prima întrebare generată de inteligența artificială, ca să nu mai căutați voi pe unul. Mie mi se pare că tu te disculpi un pic, dai vina pe inteligență. Da? Nu, dar serios. Deci chiar îți arăt, am promptul, dacă vrei îți arăt ce o generat, că încă e deschis tab-ul. Încă e deschisă fereastra din browser, în care am întrebat din două încercări, i-am explicat un pic despre tine, i-am spus cine ești, ce faci, cu ce te ocupi și am spus... Și nu te-ai întrebat unde mă găsește? Nu, că nu vrea să... Nu, nu o să zică. Dar întrebările pe care le-a generat mie mi se par cel puțin geniale, pentru că ți se potrivesc cumva. De acolo și prima întrebare, ca la emisiunea celebră a lui doamna Fira. Dacă nu se potrivesc așa de tare, poți să zici și un banc, ai zis cum, trebuie să fie egalitate. Adică se duce o tipă să-și caute soț la matrimoniale și zici, vreau să fie frumos, deștept, cu bani și mai departe, la care îi se răspunde, duceți-vă mai peste drum la magazin de electrocasnice. Așa. Nu mai zic, deci nu, nu. Întrebarea este, dacă ai fi o piesă de îmbrăcăminte, ce ai fi și de ce? Pantofi, pentru că sunt vitejie pe tocuri. Știi că era să zic o tâmpenie. Da, știu, dar nu zici. Nu, nu, nu-ți place să fie să fii călcată în picioare, nu? Cum? Nu-ți place să fii călcată în picioare. Nu. N-ai cum, era la file. Adică, ai liniștit. Pantofi cu toc. Cu toc? Ce întrebare e asta? Păi ai zis că mă cunoaște inteligența asta artificială. Păi nu te cunoaște, ea știe ce a zis și despre tine. Eu sunt pitejie pe tocuri. Eu întotdeauna, din clasa 7, am mers pe tocuri. Stai doar, avem o problemă tehnică, domnul Robin. Avem iară urlă. Dar de ce plânge Robin? Nu știu, de ce plângi Robin? Ție dor de pâine? Nu-i supărat pe mine de tura trecută că ce cam urlat în microfon. Păi așa fac oamenii cu greutate. Tu ai văzut vreodată în viața ta un urs care să nu urle? Se știe. Care e faza cu stiletul? Eu n-am înțeles niciodată asta cu pantofi și cu papuci. Cu toc și stiletul. Bine, eu nu știu să fac diferența între fuste și rochii, dar e partea a doua. Dar care e faza? Ce înseamnă stiletul ăsta? E un pantof cu toc elegant. Este sinonim cu pantof cu toc. Și cum decidem care e elegant și care nu e elegant? Că păi are toc. L-ai văzut pe l-ai văzut pe băiatul ăla din Anglia? E un e un cântăreț, că nu avem voie să folosim cuvinte triviale. Înseamnă că te-ai anulat primul episod. De tot. Și așa băiatul prima.
Nu, că nu apucăm să-l montăm suficient de repede pentru Sfântul Valentin. Este un cântăresc care a fost la ceva premii sau acum vreo săptămână. Și s-a încălțat în stiletul, nu? Nu. Omul era îmbrăcat, zici că intrase într-un balon și trăsese un... Știu, da. Look-ul omului intră la categoria... Intră la categoria cum să mai atragem atenția, punct. Domnul Robin, poți și tu să pui o poză? Îți trimite o poză cu băiatul care zici că o tras un mic părț în costum și s-a umflat. Și cenzurăm cuvântul părț. Pune flatulență. Flatulență. A tras o flatulență în costumul lui de latex. Mi-a dat o idee foarte bună, pentru că eu am interzis să folosesc cuvinte care pot să fie considerate triviale, dar în același timp eu am toate cuvintele la mine, îți promit că de aici încolo o să folosesc doar cuvinte gen flatulență, organ genital masculin sau feminin. Nu folosim. Uite a doua întrebare, că asta e foarte bună. Care e cel mai amuzant lucru pe care l-ai făcut vreodată ca să promovezi vitejie pe tocuri? L-am sunat pe graficianul meu și am spus, am trecut prin atât de multe împreună. Astăzi e timpul să mă bagi într-o cană de cafea. Ce să fac? Să mă bagi într-o cană de cafea. Te-a băgat într-o cană de cafea. Am vrut să promovez evenimentul de networking cappuccino cu povești. Așa. Și am zis, trebuie să mă bagi într-o cană de cafea. Și el a zis, cred că nu mai putem de aici să facem nimic. M-a băgat până la urmă. Și arătam așa ca un greier și am undeva grafic, am să ți-o trimit și eram așa ca un greier și într-o ceașcă, știi? Ok. Cafea era cu lapte sau? Era cappuccino, pe dacă e cappuccino în povești. Păi se face, știi, din lapte din ăla, de soia, lapte de soia. Eu n-am văzut pe nimeni să mulgă o soia. Și cred că, și tot la categoria amuzant ar fi când... mă gândeam că pot să fac o siglă din orice și l-am sunat pe tot pe acela grafice și am spus, mi-a venit ideea de logo, vreau să-mi pui un pantof și în loc de toc să aibă o sabie. Zice, și mi-a zis că asta merge în perentari încolo. Locuiai în Craiova la momentul respectiv. Nu, da, am stat mulți ani în Craiova. Și aveai tendințe să te muți la Vaslui sau... Și am și logo, că a stat un pic pe piață, mi-am dat seama că nu e ce trebuie. De ce? Nu te contacta, te contacta de la arme și muniții și firme de pază, nu? Da. Dacă vreți un logo cu sabie, vorbiți cu Loredana. Îmi dai comision că te-l faci tu până la urmă, că n-am. Logo cu sabie, nu poți să desenezi așa. Bobi, poți să desenezi un logo cu sabie? Și cu un toc? Și să nu iasă kinky? A, da, chiar ce-ar fi să-l rebranduim? E prea cu minte asta. Loredana, live în direct și da, la inteligență art digitală, au zis că rebranduim vitejie pe focuri și facem logo cu sabie și cu stiletto. Stiletto, sabie și să nu fie pentru prietenii din Craiova. Te bagi, Bobby? Pentru ce nu? Eu dacă vorbesc încolo, înseamnă că mă uit la Bobby. Bobby undeva în spate, acolo are treabă. Că noi când filmăm, mai și mâncă. Mamă, dar cum ar să-l termin până la sfârșitul emisiunii? Bobby, o să termini un logo? Nu. Până la sfârșitul emisiunii care? Ăsteia. 2024 vrei să zici, nu? Episodul 15 sau... Bine. Bobby este rapid. Nu știu dacă ai văzut în viața ta un slot. Știi ce era un slot? Nu. Nu știi? E animalul ăla care se mișcă așa, știi? Adică, like, super încet. Mai încet ca ardeleni. Mai încet. Există? Da, Bob. Ce râdeți, Bob? Bravo, știi că e așa. Și eu te iubesc, să știi, Bobby. Bobby ești viața mea. Viață. Uite, vezi, așa și-o asigură locul de muncă la Magify. Pentru că dacă zic de el în videouri, după aia nu pot să-l dau afară, că vine lumea și mă întreabă, dar ce-ai făcut cu Bob? Și atunci, n-am cum. El se mișcă încet, eu îl iubesc, toată lumea e fericită. Bine, non cum am vorbit în episodul ăla, cuvântul care începe cu B și n-avem voie să-l zicem pe post. A, pe da, adică nu sărbătoriți astăzi ziua. Nu, nu, că e în perioada aia lunii și are nevoie de niște smecta. Adică, da. Așa. Cine vrea subțitare să-mi dea mesaj? Ce mai poate inteligența, da. Artificial. Dacă ai avea o super putere care să te ajute în cariera ta, care ar fi aceasta și de ce? Păi nu, că dacă o super putere se poate căpăta și la MadLife. Nu, acum trebuie să explici. Nu-mi trebuie nicio super putere. Munca e secretul și autenticitatea. Nu există altceva. Păi,
Da, dar vezi tu că autenticitatea, din punctul meu de vedere, și munca, ambele sunt superputeri într-o societate în care niciuna dintre ele au ajuns să nu mai fie valoare. Și în care toată lumea copiază, de fapt, și încearcă să... Da. Da. Nu cred că îmi trebuie superputere. Sincer, chiar asta e cheia și mai e o treabă care mi se pare cea mai importantă. Felul în care puterea de a gestiona relațiile cu oamenii. Eu nu m-am certat cu oamenii în ultimii 15 ani, că până la 20 am fost așa mai agitată. Da, dar eu cred că asta e cheia. Să nu te ceri cu oamenii și să încerci să-ți păstrezi locul ăla de bună ziua, cum ne ziceau nouă părinții, știi? Peste tot. Și așa se leagă lucrurile. Păi da, eu cred că chestia asta a încetat să mai existe sau... cumva educația asta pe care noi am primit-o când eram mici, din care provine exact ceea ce ai zis tu, și anume faptul să încercăm să nu fim combativi, să încercăm să vedem și cealaltă opinie, să încercăm să păstrăm o zonă de echilibru, cât să ne lăsăm un loc de bună ziua, eu cred că nu mai există. Adică dacă te uiți din trafic la o vânzătoare de la magazin, pe stradă, în școli, că în școli e o mare problemă cu violența, mai ales verbală, mie mi se pare că pe undeva educația noastră ca și societate o deraiat foarte tare. Păi da, a deraiat din cauza comportamentelor individuale. Că dacă eu, tu, Robin... bine, Robin el face. El e pe ritvechi. Dacă fiecare am acționa în viețile noastre conform vechilor principii, vechea educație, societatea ar fi în direcția asta, dar e vorba efectiv de consecințele colective ale comportamentelor individuale. Corect, și nu crezi că are o legătură cu ceea ce facem noi până la urmă în social media și ceea ce fac oamenii care cumva influențează opinii? Pentru că în ultimii 20 de ani, chiar în ultimii 20 de ani, tot ceea ce am văzut în social media, la televizor, în orice înseamnă influencing, whatever, nu a fost altceva decât șoc și groază. Nu știu care gigel s-a izbit cu mașina nu știu unde, după care s-a dus și a bătut-o pe prietenă sa care e plină de tatuaje pe față. Și hai cu toții să ne uităm în direcția aia și să vedem de ce să ia cum sunt și de ce... Nu, eu cred că dacă cea mai gravă consecință a social media pornește din direcția faptului că oamenii simt că pot să vorbească orice, oricând, fără consecințe. Păi da, dar asta e greșit. Despre asta e vorba. Că există consecințe vis-a-vis de ceea ce facem și ce zicem. Nu? Rar. Hai să ne gândim la niște comentarii la o postare, da? Deci violența aia a oamenilor, violență gratuită, aia ne-a schimbat, cred că, ca societate, știi? Pentru că, în primul rând, uite, sunt oameni care nu mai pot să fie ei așa cum sunt de frica celorlalți. Adică nu mai ne e frică ca înainte de gura satului. Că înainte te duceai să tăi în sat și ți-era frică, băi, mamaie, vezi cu cine te duci, că ne vorbește lumea, știi? Acum ți-e frică de ceea ce faci pentru că sunt consecințe în acolo, în mediul ăla, oamenii nu pot să fie ignoranți cu răutățile celorlalți și cu ceea ce spun oamenii acolo. Deși până la urmă știi cum e, ce val ca valul trece. Și totuși, eu sunt fanul tău cel mai mare pe Facebook, acolo te urmăresc cel mai des, mie nu-mi place Instagram, n-am folosit niciodată Instagram, mie personal Instagram mi se pare o porcărie. Da, e o chestiune de doar de opțiune și de uzabilitate, nu mi se potrivește. Nu neapărat că Instagram ar fi rău, ci din potrivă. Mulțumesc! Nu, chiar nu e. Nu, mulțumesc pentru că ești fanul meu. Dar sunt fanul tău și cu un motiv cumva ascuns. Pentru că eu în postările tale nu prea găsesc hate în comentarii. Și atunci am observat un fenomen. Mi se întâmplă mie și nu știu, poate îmi confirm că și ție ți se întâmplă la fel și poate și altora se întâmplă la fel, dar e un fenomen. Dându-mă pe social media și consumând diverse informații, la un moment dat simt nevoia să intervin, da, nu știu, văd o știre și poate nu sunt de acord cu ea sau poate sunt de acord cu ea și vreau să întăresc pentru că am și eu niște argumente. Și intru în comentarii și văd vehemența cu care unii își exprimă într-un limbaj absolut trivial opiniile, bască-s de stânga, bască-s de dreapta, bască-s centrale. Da. Și efectiv îmi văd de treabă și am ajuns la momentul la care... Da, încarcă. Da, așa-i? Așa deci este. Nu-s doar eu dar care... să știi că mie, la modul cel mai sincer, nu am șters niciodată niciun comentariu cu două excepții, cred.
Așa. S-a uitat către Robin. Nu, păi nu, că Robin... Îmi zici și nouă după aia, da? Nu, știi care este ideea? Eu sunt un om extrem de efervescent, de deschis, de... Nu cred că am, am simțul umorului, adică eu cred asta despre mine. Dar am totuși o limită, știi? Adică mi se pare că sunt niște chestii care nu se... Nu se comentează acolo. Bine, nu știu dacă din cauza că l-am pe tata la prieten și mă sună și zice, dar cine e ăla care ți-a zis aia, știi? Unde stă? Unde găsesc, știi? Da, nu, nu cred că are legătură cu asta. Eu cred că putem să fim super amuzanți în anumite limite și așa mai departe. Deci eu nu șterg comentarii și nu vorbesc doar de pagina personală, unde e adevărat că oamenii sunt alții decât cei care mi urmăresc pagina de blog sau este contul de Instagram. Nu mi s-a întâmplat, dar eu cred că asta datorită faptului că întotdeauna am vizat publicul care să semene cu mine. Adică nu mi-am dorit cantitate. Ok, în momentul în care trimit, să zicem, o propunere de colaborare către cineva și îți cere niște cifre, nu am să-i dau zeci de mii, știi? Am să-i dau, uite, nu știu, pe Instagram într-adevăr am vreo 18.000, dar nu sunt toți ok. Adică în sensul că pe Instagram chiar am încercat tot ce am putut ca să-l cresc din perspectiva industriei astea de fashion, știi? Uh-huh. Și am zis, băi, să încerc, dar mi-am dat seama că acolo funcționează doar dacă tu îți dedici foarte mult timp. Adică dacă eu stăteam 2 ore pe Instagram dimineața și interacționam cu alți oameni și comentam și făceam niște chestii, era o strategie, dacă vrei, dar era extrem de costisitoare ca timp, mergea, știi? Dar eu nu am astea 2 ore pe care să le aloc astfel încât să mi se întoarcă, știi? Însă, pe pagina de Facebook a blogului, pe Vitejie, pe tocuri, lucrurile merg absolut natural și firesc singure, știi? Și asta pentru că pe Instagram pun o fotografie, nu știu, cu un outfit, să zicem, dar pe Facebook comunic și transmit informație care aduce plus valoare omului. Și omul, da, mai puțin. Și, exact, și omul de asta are nevoie. Și acolo s-a strâns o comunitate. Eu când vorbesc cu clienții mei, le spun așa, băi, te asigur că informația ta ajunge la un public medium high care înțelege ceea ce spunem și își permite, la, dacă vrei, serviciile pe care eu ți le promovez. Pentru că degeaba am 30.000 de puștoaice, da, care nu vorbesc corect gramatical și nu își permit rochia aia pe care eu o promovez. Corect. Adică, până la urmă, trebuie să se întoarcă. Uite, am să spun o chestie care pe mine m-a surprins. Acum 2 ani mi-am făcut o operație de septorinoplastie. Sunt la curent. Da, aveam probleme mari cu respirația și mi-am făcut operația asta. Și eu am fost șocată după articolul pe care l-am scris de câți oameni s-au dus efectiv să se opereze. Și zic, băi, stai puțin, că nu e ca și cum ți-ai cumpăra o roche. Corect. Știi? Îți dai seama? Adică m-a măgulit cumva și m-a obligat încrederea aia pe care mi-au dat-o, drept pentru care mi s-a întâmplat să refuz niște chestii, deși mi-aduceau un câștig financiar imediat. Doar pentru că n-ai... Doar pentru că n-am rezonat. Băi, nu pot să trimit omul ăla acolo și mi-am stricat vreo 2 relații pentru că m-am dus în anumite locuri și am refuzat apoi să scriu despre asta. Pățești. Păi da, n-am cum, știi? Sunt aici niște mituri pe care cumva aș vrea să le dăm. Apropo, noi am sărit din zona de întrebări de inteligența artificială, că ne ducem în alte și foarte bine unde. Și ne-am dat seama că suntem mai deștepți decât inteligența artificială. Suntem mai deștepți decât inteligența artificială. Eu am un neuron, Loredan are 3. Deci, eu sunt la sală acum. Toți? Oia 3, da. Unde? La World Class? Bagă, da. La sala de mese sau la care? Da, păi știi că zice, ce faci de Valentine's Day? La Leonida. Zice, sunt, e marți, păi fac bicep, știi? Da, bun asta. Cifrele de social media, pentru că, na, eu fiind conectat cu tot ce se întâmplă în marketing, cu tot ce se întâmplă în web design, cumva mă întâlnesc în social media cu alți oameni în aceeași industrie. Și la noi în industrie am observat foarte multe, unii le zic agenții, eu nu înțeleg de ce sunt agenții, pentru că agenție înseamnă cu totul și totul altceva. Da. Da. La noi înseamnă doar o intermediere și un ban pe care și-l iau efectiv degeaba. Da, hai să zicem niște oameni de marketing, oameni minunați de marketing, care tot împing în față, uite, domnule, cifre, că faci rich de nu știu cât, că faci rich de nu știu colo, că faci rich de nu știu colo și milioane și zeci de milioane. Și după care eu mă duc și mă întâlnesc cu un client și vine clientul cu așteptări și zice, vreau și eu dacă postez despre macarale, de exemplu, să ajung la 1.000.000 de oameni. Și spun, prietene, trage frâna în mână că e irelevant. Pentru că mai degrabă ar trebui să te concentrezi să ajungi la 100 de oameni care sunt relevanți pentru macaralele tale, decât să vină să-ți arăt niște cifre.
Așa este. Și a apărut un fenomen și asta mă, cumva, mă, nu mă supără, mă îngrețoșează chiar. Și asta este fapt pentru antreprenori. Când vine omul de la marketing și zice că organic poate să aducă milioane, de regulă... E ireal. E ireal. Da. Ca să o spunem neplastic. Adică, ok, poți să dai, să zicem, să dai un boost, da, la o postare pe Facebook și să ajungi că, na, cu o anumită sumă. Am un client, un om cu care am lucrat, care a băgat într-o vară 2000 de lei într-o postare. 2000 de lei. Știi bine că dacă bagi 100 de lei și tot ai oameni. Evident că se duce postarea aia la un anumit număr de oameni, un număr mare, dar nu te interesează. Corect. Nu te interesează, știi? Și îți dai seama și din comentarii că oamenii oricum, există o categorie de oameni care nu are efectiv ce să facă pe internet și comentează la orice, inclusiv la reclamele alea. Ți-am povestit că n-am făcut reach de 5 milioane cu o postare pe Facebook? Nu. Și nu e o glumă. Deci am făcut reach de 5 milioane cum? Eu am găsit în Rusia un fotograf foarte mișto, fotograful, omul făcea poze femeilor frumoase, cumva... Nu nud, dar artistice. Aproape, super artistice și erau extraordinar de frumoase pozele respective. Și am luat legătura cu el, s-a întâmplat de ziua mea acum 6 ani de zile, că nu uit că trăiesc, era Paștele. Și am luat legătura cu el, cu Google Translate, cu aia, a scris, uite, eu sunt din România, aș vrea să iau pozele tale să le postez la mine pe o pagină. Ești ok cu treaba asta? Omul fiind într-o carieră care era într-o fază incipientă la momentul respectiv, eu zic, da, mă, sunt ok. Și am postat. Pozele s-au dus, au devenit virale. Și am reușit să strâng pe o pagină de Facebook, am făcut 1 milion de followeri în câteva săptămâni. Deci era ceva ireal. Dar milionul ăla de followeri, nu puteai să faci nimic cu ei. Păi de da, ce? Pentru că erau cei care s-au uitat după... Corect. Artă. Și mulți dintre ei erau din țări care nu aveau relevanță. Adică eu nici măcar nu mai puteam să comunic într-o anumită limbă pe pagina respectivă. Că aveam din Thailand, da, aveam din America, aveam din Franța, aveam din Germania. Marea lor majoritate erau bărbați care, na, ce să vezi, salivat la așa când au văzut o pereche de nori frumoși, ca să nu vorbesc urât. Și atunci, sunt irelevante cifrele astea. Da, uite, hai să mai dau un exemplu și mă leg acum de revistă, știi? Când am lansat revista, eu am scos 500 de bucăți. Adică, oricum, e un cost enorm de producție. În momentul în care, mă rog, la lansare știi bine că se dau gratuit 200 de reviste așa dintr-o dată. Dintr-un foc. Bun, și restul le pun în anumite locații și le vând și în chioșcuri. Și la un moment dat am cerut oamenilor de la firma de difuzare a presei cu care lucrez, am zis, băi, dar cum stăm? Și mi-a zis la un număr, zice, uite, luna a trecut, ai vândut 50 de bucăți. Și zic, mamă, ce puțin, zice, nu este enorm. Enorm, da, asta pentru vreau că mi-a zic, zis, foarte mult. Zice, uite, de exemplu, s-a vândut un Harper Bazaar, un luxury magazin, unul într-o lună. Și până la urmă, care e ideea? Luxury magazin sau orice altă revistă de genul ăsta, da, care se tipărește în 5.000, 10.000 de exemplare, vinde publicitatea mai ușor decât mine, da? Corect. Dar important este ce se vinde, nu ce se tipărește. Corect. Pentru că la retur se duc 90%, cel puțin 90% înapoi. Deci nu despre asta e vorba, e vorba despre efectiv oamenii care scot banul din buzunar și cumpără. Corect. Că degeaba se tipărește, că până la urmă gândește, fac un parteneriat și tipărești o 5.000 de bucăți, da? E irrelevant, o să stai cu ele, le țin sufragerie. Asta zic, adică știi? Nu faci deci nu, acolo. Cifrele chiar sunt irelevante. Eu cred că relevant este când crezi sau când ai un nume în social media, relevant este ce se materializează în offline, bingo, în primul rând. Pentru că a fost acum un an, doi, la un moment dat, o chestie care la fel a devenit virală. O blogăriță foarte, foarte cunoscută și extrem de urmărită a făcut un eveniment pentru un brand de băuturi alcoolice, cred. Și la evenimentul ăla s-au dus 5 persoane. 5 persoane. Ghinio. Aici e o problemă, știi? Atâta timp cât eu, dacă un client îmi spune, băi, vreau să-mi aduci 30 de femei în ziua cutare undeva sau vreau să fac un eveniment la care să vină oameni și eu spun, băi, sigur vin, pentru mine ăsta e succes. Nu zic că e succesul raportat la cum trebuie să fie succesul în viața asta. Eu zic că e un succes raportat la ce îmi doresc eu. Corect. Eu cred foarte tare că unul dintre motivele pentru care tu ai succes, paranteză, eu i-am mărturisit Loredana că eu, de exemplu, nu aș putea să fac nici jumătate din ce face ea. La un moment dat, în privat, o să vă povestesc la toți câte face Loredana într-o zi. Credeți-mă, nu, țineți. Nu, și aseară adică... am făcut ciorbă de scăriță afumat. Asta e important. Cum amnezi, eu nu ajunge la ciorbă. Ia zi, Robin. Cine știe ce-i scărița? Doamne ajută! Eu cred că unul dintre motivele pentru care tu ai succes se datorează nu neapărat faptului că reușești să
produci foarte mult content sau foarte multe lucruri într-un timp relativ scurt de timp, ci mai degrabă pentru că ești foarte autentic în tot ceea ce faci. Și până la urma urmei, scopul tuturor celor care fac marketing ar trebui să fie exact așa cum ai spus tu. Ce fac eu în mediul online ca să materializez ceva în mediul offline? Asta e... Că la o adică pot să am eu online, postările lui Pește Prăjit, pot să am videourile cele mai mișto editate de Robin, pot să, nu știu, să sar în cap de pe o clădire. Și prin autentic înseamnă să fii și real ca femeie. Și să spun de ce, pentru că e din ce în ce o mai mare problemă și mi s-a întâmplat mie de multe ori să-mi spună oamenii, băi, m-am întâlnit cu persoana respectivă și n-am recunoscut. Da, corect. Deci este, mi se pare cea mai mare tragedie în ziua noastră. Cea Loredana. Nu vorbim acum, serios, acum ca paranteză mi se pare un om foarte mișto. Da, și mie. Noi facem Caterinca aici, facem, dar nu, e gratuită. Da, dar... Și ne cerem scuze. Dar mi s-a întâmplat să-mi spună, băi, m-am întâlnit cu persoana respectivă și m-a întrebat ce fac și nu știam de unde să o iau. Adică s-a ajuns la un nivel atât de mare de editare a fotografiilor și nu de editare, că folosesc niște aplicații și practic de transform, adică nu e, uite, eu recunosc, eu la fotografiile mele umblu la contrast, îmi plac foarte mult, mi se pare că culorile nu-mi ies cum trebuie, știi? În rest nu mă editez, n-am folosit. Asta. Cum? Faci asta? Da, la vrei culori. Vrei să zic cum fac eu? Deci mă urăște Bobby pentru treaba asta. Mă duc la el și spun, scoate telefonul că trebuie să filmăm ceva. Scoate, nu lumini, nu ce avem aici. Da. Scoate telefonul, filmez, așa lor sus. Știu, la mine mai ales în zona asta de fashion și până la urmă vorbesc de fotografiile astea pe care le pun în direcția asta. Dar nu am folosit niciodată o aplicație, un FaceApp sau ceva, pentru că mi se pare extrem de trist să te întâlnești cu oamenii în viața reală să nu te recunoască sau să zică, băi, cum arată pe Facebook și cum arată în online, în viața reală, știi? Asta mi se pare teribil. Adică da, Instagram versus reality. Serios, la modul cel mai serios. Deci n-ai cum, nu ai cum și mi se pare că chestia asta generează foarte multă... sihăstrie, știi? Că ai tendința să rămâi acolo pentru că acolo primești validare, pentru că acolo primești invitații la întâlniri, că acolo ești perfectă, știi? Corect. Ori în viața reală nu ai cum să fii. Da, și mie mi-ar plăcea să nu mai mint anumite dudui și dudui și duduieni, că am văzut și băieți care fac treaba asta, de regulă sunt din categoria gleznuță goală, care folosesc 7000 de filtre ca să fie mai interesanți, iar în momentul în care se duc acasă, se uită în oglindă, de regulă oglinda își dă demisia, știi? Nu e ok, cool. Nu, dar eu cred că ar trebui, problema e că acum au început o fel de campanie, știi? Să apucă o vedetă să vină și să zică, fii real, fii naturală, pozează-te fără machiaj, fii atent, pozează-te fără machiaj, iar ea își pune o poză fără machiaj, dar cu filtru. Da. Știi? Adică cum poți să faci asta? Și mai e o chestie, în momentul în care zeci de ani societatea te-a dus către ideea de a fi glam, revistele au promovat chipuri fără cusuri și mega editate în Photoshop, e foarte greu acum să le spui oamenilor că pot să fie reali. Da, că poți să fie invers. Nu prea merge, corect. E dificil. Păi de-aia se și numește realitate virtuală. Uite, mie mi se pare, și să-ți dau și un exemplu, mi se pare un exemplu foarte fain în direcția asta și eu îl diger foarte bine, Andreea Raicu, care a fost cunoscută ani de zile pentru exigența cu care își punea fotografii să îi editeze fotografiile, în special cearcăne și așa mai departe. Uite, nu știu ce a determinat-o să se trezească și s-a trezit de câțiva ani și nu mai face asta și e super, dar mi se pare că mesajul este din inimă, se simte că i-a făcut rău perioada aia și i-a făcut rău în principal pentru că o prindeau paparații în viața reală și ea nu arăta... Nu valida ceea ce arăta. Da, nu valida ceea ce promova. Corect. Ea care e o femeie foarte frumoasă de altfel. Ok, are cearcăne, asta e viața, știi? Ăștia suntem, farme cu ei, știi? Da, corect. Dar trebuie exemple din astea din inimă, adică omul chiar să aibă o revelație și să-și dea seama că nu merită efortul ăla și să meargă către ceea ce este cu adevărat, știi? Corect. Adică autentic. Autentic. Adică autentic. E cel mai mișto cuvânt din marketingul din România. Asta ar trebui să fim toți. Autentici. Mă întreabă Aiu, dacă ai fi o emoji, care ai fi și de ce? Eu știu deja răspunsul la întrebarea asta. Da? Da. Deci eu am, acum și am mari probleme. Serios. Da. Am probleme mari cu prietenii pe tema asta. Eu am descoperit un unicorn care scoate limba. Ăla ești, jur, deci la asta mă gândeam. Deci eu am descoperit unicornul ăla care scoate limba și la un moment dat l-am folosit
și în relațiile de business și mi-am dat seama că nu, că zic că stai puțin. Știi, și îmi spune, mă întreabă cineva ce, auzi, dar ai făcut o obsesie pentru unicornul ăsta și mi se pare atât de tare că mă reprezintă și mai e un unicorn din aceeași categorie care căruia îi se vede creierul și colorat, așa, știi? Da, ăla sunt. Unicorn, unicornul lor, da. Dana. Ia uite, tot o întrebare de la aici și mi se pare foarte interesant că inteligența artificială a reușit să gândească întrebarea asta pentru că e super complexă și super, super, super actuală. Care este lucrul cel mai ciudat pe care l-ai aflat despre antreprenorat în timpul activității tale editoriale la Lace Magazine? Despre antreprenoriat? Da, cel mai ciudat lucru. Cel mai ciudat lucru. Am aflat că din nefericire uneori suntem atât de ahtiați după un marketing bun și făcând o legătură puțin cu imaginea din online despre care vorbeam, încât mimăm foarte mult, mult prea mult succesul și el nu există. Corect. Adică găsim niște oameni, uite, mie mi-a spus la un moment dat cineva când eram la începutul activității vis-a-vis de un client căruia îi făceam evenimente, zice, bă, mie mi-e frică să vin, că eu îl cunosc pe omul ăla, dar tu faci un marketing atât de bun încât tare mi-e frică că acolo găsesc altceva. Cine știe ce, știi? Adică am plecat foarte mult în zona asta de, am înțeles că imaginea e importantă, dar facem marketingul atât de bun încât mimăm un succes care nu ne aparține și nici asta nu e ok. Corect. Și după aia nu mai poți să menții. Și nu poți să-l susții. Corect. Adică ok, uite, am sediu ăla, mă îmbrac așa, fac așa, dar n-am clienți. Știi? Adică asta am descoperit, că din păcate uneori facem un marketing foarte bun, dar el nu este deloc în armonie cu realitatea business-ului nostru. Deci să înțeleg că și tu vei intra în clubul meu a oamenilor care simt că marketingul de niște ani de zile încoace e atât de bine făcut și atât de la o mare perfecțiune, încât noi am ajuns în faza în care nu mai cred, din punct de vedere, din poziția de consumator. Da. Eu, de exemplu, eu nu mai cred. Eu, da, în momentul în care văd un produs care are calități incredibile, gelul de duș cu care poți să speli și jantele de la mașină. Și orice business are nevoie de o perioadă ca să se dezvolte. Da? Corect. Eu cred că perioada asta e cam de 4-5 ani. Dacă după 4-5 ani tu ești tot la capitolul de promovare și efectiv nu faci bani din asta, eu cred că produsul ăla nu e bun. Da. Adică mie mi se pare că indiferent ce marketing și ce imagine avea, dacă tu nu faci bani, trebuie să te repliezi. Da, avem o situație aici, pentru că ceea ce ai zis tu acum, cu perioada de incubație a unui business, nu are nicio legătură cu ceea ce se promovează de la Revoluție încoace. În România există mentalitatea de tunar. Eu așa îi spun. Mm-hmm. Tunar înseamnă că mă apuc de un business astăzi, caut repede să dau un tun să mă îmbogățez rapid și după aia să erijez în mamă ce businessman și eu mă duc în Dubai, cum a făcut Marian. Bine, el nu s-a dus, dar întreprinerul s-a dus la distracție. Sau, și oricum el a recunoscut că s-a dus așa pe... Șostache. A făcut autostopul bun acolo. Da, păi da, dar business-urile astea nu sunt business-uri, sunt mai mult găinării și uite, întreabă-l pe Pițurcă. Nu putem, n-a zis nimic. Nu, da, adică știi care e ideea? Că într-adevăr un om de afaceri exploatează niște oportunități, este firesc să fie așa. Normal. Dar oportunitatea unui om de afaceri care știe ce face nu este sinonimă cu tunul și cu găinăria. Eu mă gândesc că poate la podcastul ăsta se vor uita și antreprenori care cumva sunt la început de drum sau care, nu știu, se gândesc să intre în antreprenoriat. Pentru că antreprenoriatul în România nu e o chestie pe care o faci așa. Adică te trezești dimineața și zici, mamă, de mâine o să am business, o să fac, o să dreg. E un proces foarte greu, complicat, foarte greu. Da. Tu ai impresia că ai găsit soluția perfectă la o problemă și te trezești că de fapt soluția ta nu e atât de perfectă pe cât și cel mai greu este să reziști în primii 2-3 ani când nu câștigi. Corect. Adică, ok, nu câștig, hai că mi-asum, dar cu ce plătesc facturile, cu ce... E foarte dificil. Corect. Dacă n-ai un spate, cum s-ar zice la noi, sau dacă n-ai, cum zicea tata, un cheag de bani, da, ca să poți să te susții în primii 2-3 ani, e foarte greu, dar provocarea e mai mare, că trebuie să tragi extrem de tare ca să câștigi din prima. Tu știi că noi am deschis Magic 5 cu zero investiție? Și nu e bună. Mi-ai spus. Noi am reușit, pentru mine e o performanță, bine, e o performanță care a venit cu, cum să zic, cu foarte multe sacrificii. Noi am reușit să dezvoltăm business-ul ăsta like literally din nimic. Am fost doi oameni cu două laptopuri. Dar eu nu pot să neg faptul că noi, în primul rând,
ne-am lansat într-un moment în care conjunctura ne era favorabilă atât să învățăm cât și să putem să producem bani în ceea ce facem și mai mult de atâta faptul că eu ca persoană sunt extrem de norocos și ca urmare a acestui noroc am avut parte de foarte mulți colegi care să acheseze la viziune și să putem să facem lucruri împreună, să mergem mai departe. Dar eu sunt un caz excepțional, Magic 5 e un caz excepțional. Da. Am văzut business-uri, chiar și noi am eșuat. Noi, Magic 5, am eșuat pe alte linii de business pe care am încercat să le deschidem, datorită faptului că nu există acea răbdare. Eu sunt din Ardeal, oamenii cred că ardelenii sunt liniștiți sau răbdare și așa mai departe, nimic mai fals. Eu, din fire, sunt foarte grăbit. Dar, la un moment dat, și știu că am mai zis treaba asta, Robin, la un moment dat, la Raluca, într-o emisiune, am zis-o și foarte importantă. Am un prieten foarte bun care stă în state, o să mă văd cu el zilele ce urmează, și la un moment dat, omul, văzându-mă că-s foarte, 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 foarte grăbit, îmi zice, bă, zice, ia du-te tu acasă, plantează un copac și crește-l într-o zi. Și vezi dacă ți iese. Și dacă ți iese, ție să crești un copac într-o zi, să că de acolo poți să faci absolut ceea ce vrei. Și știi ce am făcut? M-am și-am plantat un copac. Na, să vezi surpriză. Eu la 3 luni de zile să încolțească să iasă primul tuțuroi din pământ. Și nu-i de grabă, nu, adică business-ul nu se poate face de pe o zi pe alta. Știi ce fac eu acum? Ia. Fii atent. Hai să vezi, sunt un bun contribuabil, pentru că ca să reușești... Îți plătești taxa. Îți plătești parcare. Parcare! Mi-am să aminte că mi-a expirat. Mulțumim celor care au pus taxă pe niște locuri de parcare pe care noi le plătim prin alte taxe. Mi-a venit și confirmarea. Mi-a venit și confirmarea. Avem și aplicații. Deci, ca să fim antreprenori buni, trebuie să fim și buni. La un moment dat am făcut un calcul cu cele 20 de minute pe care le pierd ori dimineața să găsesc loc de parcare, cât timp pierd efectiv într-un an de zile. Și vreau doar să spun atâta. Pentru aia care au gândit locurile astea de parcare, și nu e o problemă doar la Ploiești, o problemă oriunde în țară, timpul ăla pierdut înseamnă timp în care noi nu producem bani care nu vin la niște buget. O, mă zic, așa, da. Fapt divers. Hai să te mai întreb o chestie. Că uite, asta o să-ți plac. Dacă ai avea propria linie de îmbrăcăminte, cum ai numi-o și ce ar fi special la ea? Am făcut la un moment dat o chestie, se numea Agnes Couture. Da. Ce tare. Când am născut-o pe Agnes și am făcut niște tricouri faine cu niște mesaje pe care chiar ar trebui să le refac pentru că au avut mare succes. M-am gândit la chestia asta, să știi. Păi și de ce nu o faci? Că cumva pentru la tine s-ar potrivi mănușă. Pentru că am foarte multe deocamdată, dar nu exclud să fac asta. Deci stați pe fază că vine... Dar în niciun caz, adică nu să... Nu vrei să faci profi la nivel de BDSL atelier. O colaborare cu cineva care știe să facă asta, doar că mi-aș pune amprenta, pentru că eu am o amprentă vestimentară cam... Tu ai o amprentă. O amprentă, da, știți bine că pe mine m-au... Apropo, știi că ai amprentă digitală, există ceea ce se numește digital footprint și tu ești unul dintre, da? Uite, fun fact. Tot ceea ce faci tu în mediu online lasă urme. Undeva. Lasă o introducere într-o bază de date. Și există la nivel de planetă atât de mult digital footprint încât există niște depozite în care sunt stocate niște date generate de niște oameni. Diferența între tine și unul care e mai habotnic din punct de vedere digital este că bănuiesc că tu ai vreo 5 servere pline în timp ce ăla are un hard disk sau... Amprentă mai mare ca reacția oamenilor când m-au văzut plimbându-mă vara cu sandale cu șosete în picioare, nu există. Sandale cu șosete. Aia am prent. Iară te crezi în Craiova. Da. Deci prea aia te vii cu sabia în loc de toc, da. Sandale la deci, șosete. Nu. Sau stiletto cu șosete. Stiletto. Da. Eu tot nu știu ce la stiletto, dar nu e o problemă. Trebuie să-mi are stiletto. Ce obicei ciudat ai dezvoltat în timpul carierei tale de scriitoare? Că sigur ai dezvoltat-o, nu? N-am întrebat, eu am întrebat inteligența artificială. Nu știu dacă e ciudat, dar m-am obișnuit să scriu mai întâi cu pixul pe hârtie și după aia să transcriu, pentru că ai niște conștientizări incredibile. În momentul în care îți vine să scrii ceva, scrii și nu gândești efectiv ce scrii. Dar când transcrii, îți dai seama ce ai scris. Da. Iar asta a fost o chestie incredibilă când am scris cartea, pentru că mi-am dat seama... Bine, eu am mers într-o cafenea în Brașov să scriu cartea. Să scriu la carte și mi s-a stricat laptopul. Și atunci am scris pe hârtie și când am transcris informația, mi-am dat seama că eu am crezut întotdeauna că mi-am depășit toate traumele vieții și sunt un om efectiv curat. Și mi-am dat seama că sunt niște lucruri pe care le-am povestit
lucruri care s-au întâmplat în copilăria mea, nu știu, pe la 10-11 ani, pe care le-am povestit ca și cum s-ar fi întâmplat atunci. Și atunci mi-am dat seama că nu prea trece ce trăiești și mergi de mână cu ele în viață fără să știi, știi? Și mai bine să știi. Uite, aș vrea să-mi dai o idee. Mie mi se pare că oamenii în ziua de azi nu mai citesc cât trebuie și în același timp e cumva o prostie, pentru că cititul, în primul rând, nu te face prost. Ci dimpotrivă te face neprost. Da. Eu cred că cititul este cea mai puternică armă pe care un om poate să o aibă în ziua de azi. Pentru că nu există problemă pe lumea asta care să nu fi fost rezolvată și documentată în același timp de altcineva. Singurul secret este unde să te duci să cauți, da, ca să găsești rezolvarea la problemă și de acolo să preiei o rezolvare pe care să poți să o interpretezi. Da. Și uite, nu știu cum apropo să de facem chestia să asta, apropo de chestia asta, știi bine că lansarea revistei din decembrie a fost neconvențională, dacă vrei. Fiind foarte tradițională, știi? Așa. Și am avut acolo un interviu cu părintele stareț al mănăstirii Turnu, care mi-a spus o chestie foarte faină vis-a-vis de trăirile oamenilor și de problemele lor interioare. Și mi-a zis, zice, uite, eu aș putea, când vine un om la mine, să îi spun ce cred eu. Dar ce cred eu are legătură cu o carte pe care am citit-o, o carte scrisă de un om care a trăit chestia aia, care a aflat-o de la un om care a trăit aceeași chestie. Corect. Adică noi nu trăim niște lucruri excepționale, le trăim toți la un moment dat și sunt cam aceleași. Asta cumva contravine a ceea ce suntem învățați de, că de niște zile. Că suntem unii și trăirile noastre sunt unii. Extraordinari. Ai venit pe lumea asta ca să faci ceva deosebit și ca tine nu-i nimeni altcineva. Da, dar sentimentele și trăirile sunt cam aceleași. Și atunci, nu mai bine renunțăm cumva la... Eu zic falsitate. Tu să te consideri... Adică, e o aroganță maximă ca tu să consideri că ești unic pe lumea asta, în condițiile în care științific vorbim, mai sunt 7 oameni care sunt identici din punct de vedere fizic cu tine. 7. Da? La asta e media. Au făcut niște calcule și au zis, bă, există 7 care arată ca tine, vreau să-i găsesc. Pe unde ori fi suferind sosiile mele pe lume? Nu știu, dar uite, fun fact, găsisem la un moment dat, era un graffiti făcut în Franța, am și o poză pe Facebook cu treaba asta, era un graffiti cu unul care era identic cu mine. Bă, aceeași chelie, că na, eu sunt un pic chelios. Aceeași chelie, aceeași barbă, aceeași mimică. Bine, oricum chelile aveam. Și ăla era super, super, super. Și m-am și am întrebat pe aia care a făcut graffiti, că avea o pagină de Facebook. Bă, nu vă supărați, știi? Cine e geul? Zice, e un nene pe care l-am găsit noi și ne supără foarte interesant. Și zic, ok, unde e clădirea, că vreau să mă duc să o văd. Și zic, bă, nu se poate, că între timp a fost demolată. O să trimit Robin la montaj povestea asta cu graffiti-ul, că vreau să arăt tocmai ca să fundamenteze ceea ce tu mai ai zis. Și atunci... Asta are legătură și cred că și cu faptul că ne luăm prea în serios. Deci ne luăm prea în serios și mă uitam acum că există o direcție foarte nasoală, după părerea mea, și cred că o să-mi iau ceva hate de la femei. Să vină hate-ul. Dar există o direcție foarte nasoală cu dezvoltarea personală. Deci, sincer, eu sunt pentru dezvoltare. Dar dezvoltarea se face muncind, trăind și experimentând. Dar trăim într-o perioadă în care femeile au început să o ia cu capul. No shit. Știi? Și nu mă mai interesează de copil, nu mă mai interesează de nimic. Eu trebuie să mă dezvolt. Hai să ne întâlnim cu toate ele, să ne dezvoltăm într-o... Facem o spirală, știi? O integrare în absolut și după aia devenim toate coach de mindfulness. Deci, sincer, îți spun... Mindfulness. Că mi se pare că, să știi că, uite, am o prietenă care face chestia asta, dar e profesoară de yoga, a fost în India, a citit, adică s-a învățat, e o tipă foarte mișto, dar nici ea nu se duce în extremul ăsta, știi, dar sunt femei care efectiv au început să se ducă mult prea abrupt în direcția asta și... N-am văzut bărbați, dar știi care e faza? Își ignoră efectiv datoriile pe care le ai. Și nu mă refer la fiscă aici, mă refer la datoria de mamă, de soție, de iubită, de... Nu știu, mi se pare că e mult prea mult. Adică eu cred că trebuie să fim atente la noi, la ceea ce trăim, la să ne dezvoltăm. Dar uite, ne dezvoltăm citind, întâlnindu-te cu oameni mai deștepți ca noi. Adică, dar nu apucându-te acum să te gândești la... Eu sunt cea mai importantă în viața mea în momentul ăsta, mă duc de nebună nu știu unde, îmi las copilul acasă și plec de nebună. Pe bune, deci mi se pare că ne-am dus prea mult în direcția asta. Uite, tocmai termin de citit o carte care mi se pare foarte interesantă. Ironia e că vine cumva din zona aia, dar nu are legătură cu zona aia. E o carte scrisă de Joe Vitale, se numește Factorul de Atracție. Nenea ăsta, Joe Vitale, este unul dintre oamenii care au participat la conceperea și producerea filmului The Secret. Și omul, omul este doctor în atracție, el cu asta se ocupă, el stă să gândește și face niște chestii. Ideea este că explică în cartea respectivă
că de fapt toată povestea asta cu puterea atracției și cu starea de bine, trebuie să o simți. N-are legătură cu statul pe canapea, efectiv, și te gândești, bă, de mâine ești milionar, de mâine ești milionar. Da, nu. Da, da. Are mai degrabă legătură cu ceea ce enunți tu, ceea ce simți tu în momentul în care ce enunți, faci, ceea ce și ceea ce faci după ce ai enunțat. Da. Și atunci, cumva, tot ceea ce povestește Joe Vitale anulează toată meseria asta de coach de am pus ghilimele, da, coach de mindfulness. Eu cred. Mai ales mă, citiți o carte, că e mai ieftin. Deci eu cred că schimbarea în viața omului poate să apară și e, într-adevăr funcționează chestia asta cu atracția, cu optimismul, dacă vrei, dar trebuie să fie dublată de muncă și de acțiune, știi? Eu cred că funcționează legătură cu binele. Dacă faci bine, bine vei primi. Dacă faci rău, rău vei primi. Dacă tu te poziționezi bine vis-a-vis de lucruri, atunci lucruri bune ți se vor întâmpla. Și nu ai cum, adică niciodată. Îmi pare rău pentru oamenii care fac asta și care își câștigă banii din asta, dar eu nu cred că cineva poate să mă învețe pe mine să fiu fericit. Da. Nu cred. Asta vine din interior. Dacă eu zic, bă, dar îmi place să fiu nefericită, știi, sunt niște oameni și eu am cunoscut care au vocația nefericirii. Deci, indiferent ce li s-ar întâmpla, ei găsesc, dacă aici sunt 5 flori și aici un... El o să vadă ăla, știi? Da. N-ai cum, n-ai adică cum. Oamenii așa funcționează și sunt oameni care, nu știu, așa vor muri, știi? Dar eu cred că mindset-ul ăsta se poate schimba și de ce spun, nu cred, știu că mindset-ul ăsta se poate dar schimba. Dar trebuie să-ți găsești în interior forța de a merge, nu să mergi undeva să-ți spună ăla ce să faci, știi? Pentru că mai bine decât, adică numai tu poți să știi ce e mai bine pentru tine. Acum 11 ani. Am trecut printr-un an care, nu știu, pe... Acum nu spun ca să... Bagă și tu vioara, e moment de ăla. Am trecut printr-un an care... Dar vezi și vioară, da, avem, nu, că tura trecut a fost la Marian când o spus eu la în asta mega lacrimogen și acum, na, ca să fie cu susținere, să fie cu, știi, cu razon. Am trecut printr-un an foarte dubios din punct de vedere a întâmplărilor pe care le-am trăit. Mulți au zis după anul respectiv, au zis, bă, eu nu înțeleg cum tu ai ieșit întreg mental din toată povestea asta. Așa mi s-a spus și mie anul ăsta vis-a-vis de anul trecut. Ideea este că singurul lucru pe care l-am făcut eu în anul respectiv a fost să conștientizez faptul că eu de fapt nu aveam probleme. Adică unde alții văd o problemă, nu știu, un divorț, o pierdere de job, pierdere de bani, o amendă, moartea unui părinte, de exemplu, că în anul respectiv aia m-a durut cel mai tare, că mi-a murit părintele, mi-a murit tata. Eu am zis, bă, eu nu am probleme. Probleme are unul care, nu știu, e în scaun cu rotile, bietul de el, și are și cancer, cu zero șanse de vindecare. Și și acolo, mindset-ul poate, corect, da, poate să rezolve mare parte. Hai să spun vis-a-vis de eu nu am probleme. Am avut săptămâna trecută o acțiune cu o clinică din oraș. Eu tot dau pe prevenție. Oamenii poate zic, băi, asta e plătită pentru asta. Ok, am un contract de colaborare, nu neg asta. Da, și așa. E... Însă atât de mult cred în prevenție, încât am zis că de acum încolo efectiv o să bat lumea la cap până se vor duce la doctor. Deci am avut o acțiune de ziua cancerului. MedLife, ziua cancerului la sân. Femei făcut ecografie la sân. Una dintre prietenele mele a descoperit. Na, nu mai puneți botul înțelegi? La acțiunile lor. Deci a descoperit și a fost traumatizat. În primul rând pentru mine, în al doilea rând, prietena mea a constatat în ziua aia că deși ea credea că are foarte multe probleme, nu avea probleme. Știi? Corect. Nu avea probleme. Și este atât de dureros să realizezi când ești în pericolul de a-ți pierde sănătatea. Că de fapt nu aveai nicio chestie și poate, adică efectiv amplificai niște lucruri care puteau fi ignorate sau rezolvate. Corect. Știi? Cel mai important pe lumea asta este doar să fii sănătos tu și ai tăi dragi. Corect. Nimic altceva. Viața e fragilă și noi ne batem joc de ea. Și foarte subțire pragul. Linia între a fi foarte bine și a fi... Da, corect. Mă mai întreb aici. Dacă ai fi un animal, în afară de unicorn, că unicornul nu e animal, e fictiv, ce ai fi? Spune-i tu lui Agnes asta. Nu. Să-i spui, ai curaj să-i spui că nu există unicorn. Doamne și ferește, cum să-i spun așa ceva? Eu nu de altă, dă seama cum ești și bate. Asta zic, adică n-am mâncat în viața mea bătaie de la... Așa? Deci dacă ai fi un animal, ce animal ai fi? Pisică. Da. Aole. Da, știu. But why? Eu nu le văd rolul pe lumea asta. Aole. Doamne, vezi că te-ai pus în cap comunitatea femeilor iubitoare de pisici și ai încurcat-o. Raluca, Sorin,
Uite, nu, da. Din greșeală, mi-o scăpat. Parcă și văd pisica Ralucăi cum, cum și... Era să zic că și ridică capul grazna, mă bate Ralucăi. Te dai seama că face echipă cu pisica lui Sorin. Da, da. Sorin Petculescu, pentru cine nu știe. Apropo de chestia asta, nu sunt în zona aia de... Cred prea mult în asta cu energiile. Sau nu cred exagerat, cred că există... Dar pe cuvântul meu, dacă vreodată în viața asta am dormit mai bine decât dormeam în copilărie cu pisica aia pe mine torcând. Căci că e demonstrat științific că pisicile atrag energiile negative. Da, da. Pot să confirm asta, la un moment dat în viața asta am avut 21 de pisici. Ai și tunat. Aveau casa lor, erau lângă casa noastră, era o casă cu pisici, adică ei cu efectiv construisem o casă cu pisici. Dacă mi era foarte mare iubitor de pisici. Și mie îmi plac foarte mult, adică... Îmi plac foarte mult și mie mi se pare că sunt istețe. Și ai fi o pisică tărcată sau una neagră? Neagră. Neagră. Neagră ca și cafeaua pe care o beau eu dimineața. Dacă ai alege să trăiești într-o lume fictivă, ci că în care lume ai vrea să trăiești și de ce? Deci nu-mi place fictivul. Nu? Urăsc tot ce înseamnă filme, gen Avatar, gen Game of Thrones. Mi-a zis cineva că nu există dacă n-am văzut Game of Thrones. Ba, există. La fel cum există dacă n-ai Facebook, n-are nicio legătură. Deci nu-mi place ficțiunea, nu. Dacă ar fi, dacă ar exista niște lumi fictive, aș crea una reală. Răspunsul corect al Loredana era de fapt în felul următor. Dacă ar fi să trăiesc într-o lume fictivă... Aș trăi într-o șifonier. Aș trăi în București. Aș trăi în șifonier. Șifonierul Loredana, episodul numărul 3 de mâine pe HBO Max. Ultima întrebare de la aici și fii antene, după ultima întrebare, pentru că eu ți-am pus foarte multe întrebări, poți să te gândești să-mi pui ce întrebare vrei tu. Dacă ai să-mi pui vreo întrebare, dacă nu și scap ieftin, Doamne ajută. Dar o să-ți placă întrebarea asta pentru că ți se potrivește iarăși ca o mănușă, pentru că inteligența artificială se pare că o recunoscut foarte repede cine ești, datorită explicației pe care le-am dat. Îl dau, dar s-ar putea să... Care este cel mai ciudat loc în care ai făcut vreodată o poză și de ce ai ales acel loc? Doamne, am făcut poze peste tot. Cel mai ciudat, cel mai ciudat sap acolo, în amintiri, că sigur existiți, te-ai urcat, nu știu, pe un stâlp, ai vrut să zbori cu balonul prin nafi. În cimitir. În cimitir. Da. But why? Eu sunt o contradicție a naturii. Dacă mă vezi în viața reală, nu-ți imaginez că eu vineri seara mă duc să fac o livă, că e sâmbăta morților, sâmbătă. Eu fac asta, fac de astea. Da. Ziua morților, sâmbătă. Ba da, sunt moșii de iarnă. Și eu sunt genul ăsta. Mie, adică, de la faptul că... Stai o secundă. Bobi! Ați luat străchin! Caută și tu pe Google, te rog frumos, când e ziua morților în Ardeal, că mie îmi dă cu virgulă. Ai mai serios? Nu, mai o singură dată, noiembrie. Sunt de două ori pe an, e noiembrie și în primăvară. Și mai sunt și moșii de vară, ăia curesc cu lapte cu scurțișoară, ce ai? Tu știi câte chestii am învățat eu de când m-am mutat la Ploiești? Ca de exemplu că papucii înseamnă șlap și șunca de fapt e slădină. Da. Și usturat de fapt înseamnă iute. Da, ai auzit vreodată de ardei usturat? Da, pe așa. Păi da, zic așa, cum să fie ardei usturat? Păi cine ustură? Păi cine l-a usturat? Da, deci asta ziceam. Așa. Că eram odată, mă rog, vorbeam cu mătușii mea, cred, și mă întreba ce fac. Știi, și am trimis un selfie de acolo, că eu eram cu coliva. Pe sistemul ea, uite, pe aici aveam o treabă, a venit și eu cu... Să știi că mie, uite, chestiile astea, nu neapărat că mi se pare că există o lume dincolo și mănâncă mama sarmalele pe care le fac eu vineri, dar îmi place tare mult legătura asta cu ceea ce era odată, știi? Păi, e firesc. Și mi-e drag să mă duc vineri seara, să stau acasă la tata, să cu fiimea, să facem cu sarmale, colivă, mă duc a doua zi la... Uite, și la biserică este cel mai mare club de networking. Da, de acord, deci, ever, de acord. Știi? Te întâlnești cu oameni... Bine, acum mi se pare incredibil că mă întâlnesc cu... Oameni la biserică, oameni care nu sunt tineri neapărat, ce știu tot ce faci, știi, pe bune, adică, sau zice, băi, tu trebuie să mă ajuți pe mine, că am nevoie de un dentist bun și am văzut că, mi se pare incredibil, asta la Breaza, adică nu la Ploiești, da? La Breaza unde e o comunitate mică și mi se pare foarte fain să te duci în locurile alea, să vezi oamenii aia simpli care pentru ei ceea ce fac e foarte important, adică ei se pregătesc cu câteva zile înainte, temeinic.
E o misiune pentru ei, știi? Ia imaginează-ți acum, la modul serios, ai foarte mare dreptate cu clubul de networking de la biserică. Și exact la asta m-am gândit, că la Bistrița, de exemplu, de unde sunt eu, dacă mă duc la biserică, în primul rând mă știu cu toată lumea și în același timp, înainte de slujbă, după slujbă, îți discuții de genul ăsta, bă, ce ai mai făcut, pe unde ai fost, cum rezolvi, nu știu ce. Dar, fii atent. Ia gândește cum ar fi dacă clubul de networking de la biserică ar avea exact același comportament cum au cluburile de networking, pe bune. Păi n-ar avea succes. Nu, parcă și văd sarea ca baba Lucreția, care vine aia duminică de duminică, că trebuie să aprind o lumânare și s-ar ridica frumos în două picioare și spune: bună, bună maică, eu sunt Lucreția, tura asta. Și astăzi am să vă prezint momentul meu educativ. Că trebuie să aprinzi odată lumânarea la vii și încă o dată la morți. Vrei să spun ceva? Uite, sunt firme, o grămadă de companii care își pierd flyerele și tot peste tot. În loc să se ducă la biserică, direct la target, du-te, băi, ai nevoie de ceva, de analize, ai nevoie de... Serios acum. Fun fact, eu în Ploiești, după ce m-am mutat în Ploiești acum 8-9 ani de zile. Da, apropo, stai să-ți povestesc o chestie. Eu sunt, când mă duc la biserică, eu sunt spășit. Adică, în primul rând, am grijă cum mă îmbrac, că știi că la mine e problema. Adică, serios, adică, nu s-ar zice. Eu dacă și dacă, când încerc să, adică plec, de exemplu, zic, voi mă duc la biserică, ca să mă îmbrac frumos într-o bluș negri, într-o ceva negru, și după aia mă întorc din drum și îmi pun o coloriță cu baletă pe cap. Să fie bine, ca să nu fie rău. Da, și sunt așa, adică îmi place să stau în banca mea, stau, îmi văd de așa. Și mă duc la, de curând, mă duc să duc pomernicul la altar și iese domnul, iese părintele Big și ce? Nici n-a știut ce vedete, știu? Când dă și mie un autograf, bag aici pe cărnicică. Da, adică știi care e faza? Că uite, mediul ăsta online, în primul rând, cea mai mare, că am vorbit de dezavantajul lui, dar n-am vorbit de avantaj, este că efectiv te aduce peste tot. Dacă faci și niște lucruri, da, care, ok, la mine e o chestie foarte, foarte contrastantă, pentru că eu sunt foarte zglobie în online, sunt, ok, îmi asum, pot părea nebună, poate că și sunt, dar pe de altă parte fac niște lucruri care aduc plus valoare în anumite comunități, pentru anumiți oameni, și oamenii au capacitatea de a vedea asta. Asta e nebună, mă, dar uite ce face, știi? Vrei să zic că de prost suntem noi ca și animale? Noi suntem niște animale foarte proaste, incredibil de proaste, adică eu susțin, scriu pe un perete dacă vrei treaba asta. Deci noi suntem atât de proști ca oameni, încât în momentul în care mergem pe Facebook, dacă este o știre cu o tatuată pe față, toată lumea dă cu like, dă cu share, mamă săraca ce-o pățit, iar în secunda care vine Loredana și zice, bă, uite, ăștia n-au acoperiș, bă, uite, eu am aflat de un preot, apropo, foarte tare, undeva de pe aici, pe lângă Ploiești, care are în creștere vreo 200 și ceva de copii, la Plopu. La Plopu. Eu am aflat din greșeală despre chestia asta. Știu. Și eu de fiecare dată când văd genul ăsta de postare, stau și mă gândesc, bă, cât de complicat e, dacă ai dat like și share unei târâturi, efectiv unei târâturi, unei mizerii, din toate punctele de vedere, cât de greu ți-i să faci exact același lucru în partea asta. Hai să spun, bă, mai grav decât asta, mi se pare altceva. Mi se par oamenii. Uite, eu, mă rog, știi că am făcut jurnalismul, da? Și mi-aduc aminte, singura chestie pe care mi-o aduc aminte real de la facultate, criteriile de selecție a știrii, da? Ce face o știre să fie importantă? Și eu am învățat așa, și o să sune dramatic ce spun, că este mult mai important, sau ar trebui să fie mult mai important pentru mine, care locuiesc în Breaza sau în Ploiești, da? Că i-a luat foc casa unui om și a rămas cu trei copii pe drumuri, decât faptul că un cutremur a ucis nu știu câți oameni. Șoc și groază, n-ai pus. Și pe mine mă deranjează foarte tare oamenii care sunt extrem de afectivi și extrem de empatici cu victimele copiilor, mă rog, cu copiii care sunt săraci în Malaezia, cu oamenii care sunt victimele nu știu cărui război, decât și sunt complet lipsiți de empatie cu o familie săracă din satul lor, mă, pentru că ei sunt la București și este foarte cool să fim, mamă, să susțin, uite, vai, uite, un copil plângând în Siria. Băi, dar copilul ăla plângând din Breaza sau din Ploiești, de ce nu încerci să-l ajuți? E foarte simplu, dar nu este cool, știi? Dar nici măcar asta, mie mi se pare abject. Și am folosit cuvântul cum trebuie. Dacă tu, Loredana, nu erai aici de față, tu acum ar fi trebuit să cenzurezi Robin, grav de tot.
faptul că unii oameni au făcut o pasiune din a arăta cât de mult ajută ei pe alții. E cumva un soi de concurs, știi? Da, da. Dacă bieții ăia sunt omorâți în Ucraina și nașpa de ei, adică e foarte adică nașpa, nu înțelege greșit, mamă, hai să-i ajutăm pe ăia. Dacă, cum ai zis tu, în Malaezia am s-a întâmplat, nu știu ce, mamă, hai să-i ajutăm pe ea. Uite, apropo de Siria, că aici o chestie foarte importantă. A fost cu tremur în Siria și a fost cu tremur în Turcia, da? În Siria toată lumea știe ce se întâmplă. Aia-s vai steaua lor. Nimeni nu îi ajută pentru că nimeni nu prea poate să-i ajute. Da. În momentul în care a fost cu tremur, s-a descris calea aeriană spre Turcia, toată lumea, hai cu ajutorul, da, hai cu cățelul, acolo... hai cu nu știu ce. Și în Siria, ăia, vieții de ei erau, bă, până nu omoară bombe, până nu omoară ceanură, până nu omoară război, până nu omoară aia, acum au căzut și restul ce-a mai rămas din corduri, da. Ce facem? Ne descurcăm. Adică nu mă înțelege greșit, pentru că am făcut campanie și pentru Ucraina în februarie și mai departe, dar eu cred că dacă ai un pic de influență în online și dacă vrei să fii perceput ca un om altruist căruia îi pasă celălalt, în primul rând trebuie să te uiți în proximitatea ta. Corect. Pentru că e mai important dacă l-ajuți pe ăla care e lângă tine decât dacă l-ajuți cu un share pe unul care e nu știu unde și așa mai departe. Păi nu mai seacă o fază. Acum mulți ani de zile când era Facebook, de exemplu, dacă Facebook-ul e una dintre cele mai importante platforme, Meta, când apăreau cazuri de genul ăsta, luase foc în acoperiș, rămăseseră unii fără ceva. Bă, oamenii se strângeau și se duceau și făceau efectiv chestii și în același timp încercau să-l ajute pe omul respectiv să se repună pe picioare sau pe familie sau cine era. Acum am devenit atât de indiferenți și datorită faptului că mulți abuzează de platforma asta. Da, pentru că exact ce spuneam la început, pentru că pot să facă orice fără consecințe. Da. Uite, eu în decembrie mi-aduc aminte că am făcut o postare în ideea asta. Deci mie mi se pare că lumea se duce, dracu, scuză-mă de expresie, din moment ce... Vorbești urât la mine în podcast? Din moment ce... Ne-am dat dracu, auzi? Că dacă zici tu zic și eu, ne-am dat dracu. Deci din moment ce la o știre în care un om a murit, un om a avut un accident, există un ha-ha-ha, am văzut și s-a terminat. Am văzut și am văzut mizeria asta. N-ai cum, deci nu există, nu poți tu ca om sănătos la cap... Nu poți să te bucuri de moartea unui om indiferent ce cine ar fi fost omul ăla, indiferent ce ar fi făcut, chiar dacă a fost, nu știu, dușmanul numărul 1 al galaxiei. Bine, acum mai e o excepție și hai să încheiem un banc, că zice, îl arestează pe unul la un moment dat și zice, ești arestat pentru că, nu știu, primești toată închisoare pe viața pentru că acum 50 de ani ai salvat de la viață un copil pe care era să-l omori pe trecerea de pieton, știi? Și ultima Hitler. Bine, că, apropo, știi că nu Hitler a fost cel mai mare ucigaș de pe planeta asta? Este un băiat olandez care a omorât doar de vreo 10 ori mai mulți oameni decât a reușit să facă Hitler. Da, dar el nu vorbește istoria pentru că omul în același timp a și generat foarte mult din averea care acum se împarte la nivel global. Și atunci nu zice nașpa de olandezi. Zice nașpa doar de germani, dar din punctul meu de vedere toți sunt moștri. Egal, adică în momentul în care ești capabil să iei viața unui om, n-ar trebui să existi. Așa e. Da. Vrei să mă întreb ceva sau o lăsăm așa? Când e gata să ai tu? L-aș întreba pe Vlad, dar Vlad e plecat, dar estimez că... Bă, trebuie să fie mai profund? Când e gata să ai tu cu totul? Că mai profund de atât. Hai că îți răspund cu o întrebare. Când lansezi următorul număr? Aprilie. Aprilie, cât aprilie? Puteam să fac, nu știu să spun, puteam să fac lansarea în martie, dar am foarte multe evenimente. Nu vrei să faci de ziua mea? 8 aprilie? Dai tu masa? Da, ce vrei tu? Da, uite, am două sticle de vin de la Golden Wine. Păi ce facem cu două sticle de vin? Două. Păi vorbesc cu Golden Wine să se facă 20 de sticle. Product placement. Golden Wine. 8 aprilie, zis? Da, dar nu că nu o să fiu în țară, o să fiu plecat. Am pe meleaguri. Bine, data trecută când mi-a făcut planuri să plec pe meleaguri... Hai, te rog frumos. Deci, de-aia nu, deocamdată asta. Site-ul tău, noi facem site-ul lui Lace Magazine al Loredana. E la alt nivel. Alt nivel. Da. Eu bănuiesc că, având în vedere stadiul în care suntem astăzi, 2-3 săptămâni maxim ar trebui să fim gata să-l livrăm, să-l punem sus. După care mai urmează o perioadă în care n-a urcat de conținut și alte treburi. Și mai am o întrebare. Ia zi. Articolul l-ai făcut pentru numărul viitor? Nu. Dar știi de ce nu l-am făcut? Când vrei să fie gata? Ieri. Ieri. De seara ai articol. Așa se rezolvă. Adică e... Eu am fost Marius de la Magic 5, lângă mine a fost Loredana Marin de la
Loredana și atât, că am stabilit. Mă scuz, Loredana și atât de la Lace Magazine, Vitejie, pe tocuri, dar nu titulaturile astea contează. Din punctul meu de vedere e Loredana. Loredana este un om pe care eu îl stimez și îl apreciez foarte tare. Okay. Îți mulțumesc mult că ai fost în al doilea episod din Inteligența Art Digitală. Sper că te-ai simțit la fel de bine cum am făcut-o eu. Dacă ar fi după mine, să m-am simțit prea bine. Mi-e frică să mă urmă emisiune. Da? Deci că mi-e frică. Nu cenzurăm nimic. Lăsăm așa, inclusiv. La și să ne pună Robin filtrul la mur. Da. Ne pui ăla buze mari. Da. Cum ar zice, vă pupăm. Hai, pa.